Grav. Ultima întrebare, foarte scurtă. Sunteți acționar la Fincom Bank? Da. De când? Și am declarat acest lucru. Am văzut la declarația dumneavoastră. De când ați devenit? Declar regulat atunci. Nu știam că ați intrat în sectorul bancar. Am văzut că aveți o avere impresionantă, afaceri foarte mari și un Porsche nou. Tot timpul am declarat, da, și eu am declarat acest lucru. Și apropo, am mai și zis, iată, chiar și înainte lui Sergiu de misiuni, în 2019, una din companiile mele a achitat taxe și impozite la stat de 60 milioane de lei. Da. Câte acțiuni aveți în procente la Fincom Bank? Să bine, de ce? Sunt interesant. Cât de important acționar sunteți pentru Nu bancă? Sunt acționar aveți important. Aveți mai mult de 1%? Nu sunt acționar important. Mai mult de 1%? Nu sunt acționar important. Cât de des vă ascultați? Vă schimbați mașinile? Am o regulă, 5 ani de zile mă exploatez un automobil și la 5 ani de zile îl schimb. Nu Ultimul mă schimb în fiecare... Pentru mine? Sau pentru... Nu, este familia, soției. Și de regulă sunt mașini de peste 1 milion? De regulă sunt mașini sau cu valoarea, sunt cu valoarea pe care eu o indic în declarație, da, pentru că nu ascund apreciat. Nici valorile. Niciodată nu le-am ascuns, apropo, și nimic. Nu știu cum reușiți dumneavoastră să fiți și deputați, de aveți activitate și politică și să administrați atâtea afaceri câte am văzut noi acolo. Dar, apropo, ce vă considerați? Businessman? Politician? Eu pot să vă spun că... Scurt, vă rog. Din ce în ce mai puțin îmi place... ceea ce văd în politica moldovenească și ceea ce poate să facă politica moldovenească pentru țară. Și m-am considerat util pentru că pot face lucruri mult și bune, de ce am intrat în politică.